Piața rezidențială reprezintă unul dintre pilonii principali ai dezvoltării economice a unui oraș, având un impact semnificativ asupra creșterii economice și sociale a comunității locale. În acest sens, investițiile în sectorul rezidențial nu numai că susțin dezvoltarea infrastructurii, dar pot contribui și la crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității vieții în comunitate. În consecință, este esențial să se acorde atenția acestui sector și să se continue dezvoltarea acestuia într-un mod sustenabil și responsabil. Mai multe despre acest subiect voi discuta alături de Cristian Nicola, director Invest Point. Bine v-am găsit, domnule Nicola. Care ar fi cartierele din București care vor exploda în ceea ce privește investițiile în cartiere noi? Din ce am văzut noi, bineînțeles, terenurile cu acces foarte bun și cu infrastructură sunt cele care au fost vânate de dezvoltatori în ultimii ani. Fabrica de glucoză, foarte mult în ultimii 3-4 ani după ce a fost lărgită la două benzi, acum sunt, cred că mai bine de 10 ansambluri rezidențiale de lux care se construiesc în această zonă. De asemenea, zona Obor, e o infrastructură foarte bună, avem metro, avem tramvai, avem autobuz care leagă de centru și acolo sunt anunțate tot la fel foarte multe ansambluri rezidențiale noi dezvoltate de clasă medie și high, dar aici prețurile sunt puțin mai mici decât în zona fabrica de glucoză. Avem pentru cei care nu se încadrează în aceste zone Teodor Paladi, care are un acces foarte bun la metrou, o zonă de retail deja dezvoltată și o infrastructură care se dezvoltă de la an la an. Tot la fel vedem în ultimii ani zona Jiului, Petrom City, care a fost deja dezvoltată parțial pe lângă metrou și acum vedem toate terenurile de lângă cartierul central al celor de la Petrom, cum este vizat spre dezvoltare cu câteva mii de apartamente, tot la fel de clasă medie. Așadar, aceste investiții vor continua să fie concentrate în special în orașele mari, cum ar fi capitala, sau reușim să ne extindem? În principiu, Bucureștiul a atras cele mai multe investiții. Vedem blocarea puzzle-lor care influențează acest fenomen și mulți dezvoltatori care se duc și spre orașele, dar tot la fel, cele mai mari orașe mediene, adică Bucureștiul, adică Iașu, Brașovu, Timișoara, Constanța, acum vedem că se plănuiește o dezvoltare foarte mare la malul mării. Sunt proiecte, dar încă nu se știe dacă există cerere în București. Dezvoltatorii măcar sunt siguri că aici vor fi vândute ansambluri rezidențiale, pentru că este o cerere foarte mare venită și din București și din provincie. Mulți din provincie vin la București pentru oportunitățile profesionale și se stabilesc aici. Apropo de cerere, cum credeți că va fi aceasta modificată pe parcursul acestui an, având în vedere creșterile de prețuri și, bineînțeles, și inflația în creștere? Din ce am văzut noi, și ratele crescute au influențat puțin solvabilitatea clienților și astfel au fost mai puține tranzacții față de anii anteriori. Prețurile încă nu au scăzut, dar ne așteptăm ca să avem mai puține tranzacții pe anul acesta decât pe 2022. În același timp, prețurile cumva, într-un mod nelogic din punct de vedere economic, se mențin și noi vedem chiar creșteri de prețuri datorate în special inflației, nu neapărat valorii apartamentului, cât valorii banilor, care nu mai sunt aceiași de acum un an de zile. Adică 100.000 de euro de acum nu mai este 100.000 de euro de acum 12 luni. Mulțumesc tare mult, domnule Nicola, pentru explicații.